Fergus, ce faci? Salută oamenii! Lăsând glumele deoparte, hai să vorbim despre telefoane mobile. Xiaomi Mi 11. De data aceasta, Xiaomi aduc câteva îmbunătățiri, câteva schimbări pe aici pe acolo, însă cea mai vizibilă este aici pe cutie. Dincolo de 5G avem Sound by Harman Kardon. Asta înseamnă că difuzoarele sunt tunate în așa fel încât să aibă o calitate audio ceva mai bună. Nu că în ultima vreme Xiaomi n-ar fi pus accent pe acest aspect. M3, X3 NFQ, Mi 10, Mi 10 T Lite și practic toată seria lor de telefoane ce au un 10 în nume. E bine, aveau o calitate audio mai bună decât ceea ce am văzut la ei în trecut. Camera de 108 megapixeli ultra clear, conectivitate 5G, sunet Harman Kardon, cel pe care l-am menționat și mai devreme, și un sticker cu Do not accept if seal is broken. 8 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern, este dual SIM, serial number și cam atât avem. Hai să-i dăm capacul deoparte. Suntem întâmpinați de un plic pe care scrie Xiaomi și, sincer să fiu, este puțin diferit acest plic. Uite, se deschide ceva de genul acesta. Aici avem cheița, un adaptor de la USB tip C la jack 3.5, ok, papetărie, husa, pentru că nu se putea să vină fără husă. Este acea husă simplă, foarte, foarte subțirică, ce oferă protecția de bază. Înăuntru avem telefonul în sine. Îmi place că aici au scris USB. Mă gândeam că e o mașină de cusut în miniatură. Normal că este un USB. Așa, și acest încărcător compact, dar baban, ce poate să încarce acumulatorul telefonului la 55 W. Îmi place că înăuntru avem mufa roșie, dar și mufa cablului este și ea la rândul ei roșie. Hai să vedem cum se prezintă și acest adaptor basic, exact cum am mai văzut până acum de la Xiaomi. Acest mic cablu este foarte, foarte subțire și am să vă arăt o mică șmecherie. Probabil mulți dintre voi o știți, dacă nu, oricum o să vă arăt spre sfârșitul videoclipului cum să prelungești viața acestor mici adaptoare care se rup foarte, foarte ușor, ori aici, ori aici. Iar acum, tada, una bucată Xiaomi Mi 11 negru, dar nu este un negru negru, este mai degrabă un fel de negru cărbune. El se numește Midnight Gray, dar ochii îmi spun că este un negru cărbune. Este satinat, mat satinat și se simte foarte, foarte bine. Sticlă, sticlă, ramă de aluminiu, butoanele power, volum plus, volum minus, iar pe partea stângă nu avem nimic. La baza telefonului avem grila difuzorului și uite cât de frumos arată. Măi, e diferită, arată total diferit față de grilele plictisitoare pe care le-am văzut în ultima vreme la mobile. Sertar, USB tip C, microfon, iar în partea de sus avem o a doua grilă, gaură pentru microfon, blaster infraroșu și un branding cu Sound by Harman Kardon. Revenind la ergonomia telefonului, în ciuda faptului că este mare, curbura de pe spate, de aici, din stânga și din dreapta, te ajută să ții telefonul într-o poziție destul de confortabilă. Eu, având mâna mai mare, pot să-l cuprind de jur împrejur, însă pentru persoane ce au mâna mai mică va fi destul de dificil de utilizat. Avem colțurile rotunjite și partea superioară și inferioară aplatizată. Și am o curiozitate. Curiozitatea mi-a fost satisfăcută. Telefonul stă în echilibru perfect. Chit că te joci,
chit că stai pe rețele de socializare, se simte foarte bine în mână și da, sticla de pe față este curbată și se întâlnește cu rama aici la mijloc. Cam asta ar fi de spus la prima vedere, la prima inspecție, să-i spunem așa. Îmi place foarte, foarte mult. Mă întristează faptul că nu avem mufă jack. Am pornit și telefonul, iar primul lucru pe care aș vrea să testez este senzorul optic de amprentă, ce se află aici sub ecran. Ia să vedem. 3, 2, 1 și se deschide repede. Se deschide repejor, aș putea spune. Nu este cel mai rapid, dar nu este nici cel mai încet. Aș putea să trăiesc cu acest senzor fără absolut nicio problemă. Îmi recunoaște degetul foarte repede și, după cum puteți observa, nu dă acea eroare că nu a recunoscut amprenta. Hai să vorbim acum despre display. Care este? Ei bine, o bomboană de display, cel puțin din perspectiva unui flagship. 120 de Hz, HDR10, 6,81 inch în diagonală, un aspect de 20x9, aproximativ 515 pixel per inch densitate, acoperit cu Gorilla Glass Victus, sau mai bine spus protejat cu această sticlă, și o rezoluție de 1440 pe 3200 de pixeli. Da, este o rezoluție foarte, foarte bună. Ecranul se vede foarte ascuțit și nu ai probleme să vezi text pufos, iconițe pufoase și dacă te apropii foarte, foarte mult, nu vei observa pixeli. Ce îmi place foarte mult, mergem la schema de culoare, auto, saturat, original color, advanced settings și la advanced settings, original, P3, sRGB. Deci pot să folosesc două spectre de culoare, pot să modific separat nivelul de roșu, verde sau albastru și uite aici avem setări pentru tenta de culoare. În orice caz, poți să modifici culorile după bunul tău plac. Foarte impresionat sunt de acest display, aș vrea ca toate ecranele de pe piață să aibă aceste opțiuni, însă nu se poate. Hai să mergem mai departe să vorbim despre sistemul de operare, care este actualizat, mai puțin câteva aplicații de sistem pe care nu am apucat să le actualizez. Da, nu am apucat să le actualizez. Avem MIUI 12.0.3, 128 de GB spațiu de stocare intern. Sunt curios de patch-ul de securitate 1.2.2021. În stânga de tot avem acest Google Fit pe care știți și voi, îl puteți personaliza sau îl puteți dezactiva. Aveți opțiunea de a avea aplicațiile la grămadă toate pe ecran sau cu sertar de aplicații. Și uite așa, dai un swipe în sus și ai un sertar de aplicații. Hai să vedem cum se descurcă și la capitolul performanță. Sub acest capac, în interiorul telefonului, găsim un Snapdragon 888, 1133 de puncte în single core și 3653 de puncte în multicore. Este o bestie de telefon, îmi place, se mișcă foarte bine și combinația aceasta de Snapdragon 888 cu mult RAM și un ecran foarte, foarte fluid, ai impresia că este un telefon venit din spațiu. Hai să vedem cum s-a descurcat și în gaming. Am instalat PUBG, am deschis jocul, s-a deschis această interfață cu Game Turbo, scurtături în jocuri, apeluri hands-free, putem să oprim brightness-ul automat, pentru că ai văzut, dacă te joci și treci de la o zonă mai întunecată la o zonă mai luminoasă, senzorul de lumină îți joacă feste câteodată și atunci poți să-l dezactivezi și ai exact aceeași luminozitate constantă pe tot parcursul jocului. Am aterizat, am 3 kill-uri, am furat o mașină și bineînțeles am rămas fără viață, mai am un medkit, dar cu toate acestea jocul se mișcă foarte bine, elementele sunt randate corespunzător. Bineînțeles, distance drawing nu este foarte mare în acest joc, dar detaliile sunt date de aici, din meniul de grafici, pe Ultra HD, frame rate dat pe Ultra și stilul dat pe realistic. Experiența este neîntreruptă, foarte fluidă și îmi place mult. Cu toate acestea, Mi 11 nu este un telefon de gaming și se poate observa acest lucru pentru că în această zonă este destul de călduț.
Însă nu este rău. Nu te arde la mână, nu ai o temperatură foarte, foarte mare ca să poți să spui că este inconfortabil. Ei bine, ajungem să vorbim și despre camere. Anul acesta sunt 3 la număr, 4 dacă o să o cotim și cea de pe față. Și sincer să fiu, mă așteptam ca Xiaomi să urmărească trendul actual. Adică o cameră telefoto, o cameră ultra-wide, un senzor principal și așa mai departe. În schimb, configurația acestui model este următoarea. 108 megapixel f1.9, senzorul principal. 13 megapixel f2.4, senzorul secundar cu lentilă ultra-wide. Și în final avem o lentilă de 5 megapixel f2.4 cu lentila macro. Aici avem și flash-ul, care este cu 3 LED-uri. În orice caz, sunt surprins că nu avem și o cameră telefoto, nu avem nici acea cameră cu periscop pe care am văzut-o la mai mulți producători. Așadar, sincer să fiu, nu sunt nici dezamăgit, nici bucuros. Aș vrea să vorbim puțin despre acest camera bump, care este puțin diferit. Aici se înalță. Aici se înalță și într-un final din nou se înalță unde avem senzorul principal. Practic este un camera bump pe 3 nivele. În orice caz, decizia de design nu mă deranjează, îmi place, este frumușel, este rotunjit, poate chiar prea rotunjit aici la colțuri, dar nu cred că este un camera bump urât absolut deloc. Hai să vorbim acum puțin despre aplicația camerei, care nu s-a schimbat de mult, însă dacă vreți să fotografiați în modul macro, ca orice om normal te duci în More și cauți modul macro. Nu, nu este acolo, este în meniul acesta, tip hamburger, de aici din dreapta sus, Super Macro, alături de alte setări, cum ar fi Tilt Shift, Movie Frame, Gridul, setările aplicației, aspectul și, bineînțeles, temporizatorul pentru a face poze până la 10 secunde. Avem și modul Pro, care este destul de stufos. Îmi place faptul că pot să-mi aleg lentilele macro, ultra-wide și wide. Îmi place faptul că am posibilitatea să fac focusul manual, iar de aici pot activa peak focus și peak exposure. Îmi place foarte mult această aplicație, îmi place faptul că modul de 108 megapixel este la îndemână în modul Pro, spre deosebire de modul separat pe care l-am în More, 108 megapixel, și abia acum camera își folosește potențialul maxim. Hai să vorbim acum și despre calitatea foto, care nu m-a lăsat baltă. Îmi plac fotografiile făcute cu acest telefon, sunt pline de detaliu, sunt corect expuse, HDR-ul își face treaba, balansul de alb este autoselectat corect și atunci nu am ce să comentez. Atenție, camera implicit nu face fotografii în 108 megapixel și trebuie să activezi modul manual. Cu toate acestea, atunci când activezi această opțiune, cumva fotografiile prind viață. Per total, cadre trase cu senzorul principal îmi plac. Sunt comparabile cu restul greilor de pe piață. Hai să vorbim puțin și de camera ultra-wide, care nu m-a convins. Fotografiile sunt bune într-adevăr, dar parcă nu se descurcă la fel de bine cum am observat pe alte modele de telefoane de la competiție, inclusiv alte modele de la Xiaomi. Cu toate acestea, cu siguranță este doar o chestiune de software. Și cu un update ulterior, aceste lucruri se vor rezolva. În final, hai să vorbim și de camera macro. Din punctul meu de vedere, nu consider că și are locul pe un telefon flagship. Da, poți să pui camera macro, poți să pui camera depth ca să fie acolo, să dea la număr, în segmentul entry level și în segmentul mid-range. Dar când vine vorba de un telefon flagship, pune niște camere utile. Per total, experiența foto mi-a plăcut. Cel puțin senzorul principal și în combinație cu aplicația camerei, care este plină de opțiuni, plină de setări și așa mai departe, sincer, este un mix foarte bun, unde poți să-ți exprimi creativitatea, dar și simplicitatea, pentru că telefonul este capabil să facă fotografii rapide, fără absolut nicio problemă. L-ai luat, l-ai scos din buzunar, l-ai îndreptat către subiect, ai apăsat pe buton și fotografia este clară. Hai să vorbim și despre audio. După cum ați văzut, avem branding Harman Kardon.
Există bas, există medii și există înalte. Însă, evident, nu comparăm calitatea cu o boxă portabilă. În schimb, diferența este considerabilă, aș putea spune, nu cu mult. Deci nu este o diferență extraordinar de mare față de modelul anului trecut, dar este un pas în față, un pas într-o direcție foarte bună. Ce nu-mi place este că nu avem mufager și sunt foarte curios să-l ascult cu acest adaptor. De ce? Pentru că avem audio 24 de biți, 192 de kHz. Căștile astea au o impedanță de 30 de ohmi. Asta înseamnă că unele telefoane probabil nu vor fi în stare să le alimenteze. Cu toate acestea, Mi 11 reușește să-mi dea un semnal bun, o claritate bună și, per total, o calitate ceva mai bună decât media telefoanelor care nu au acești 24 de biți, 192 de kHz. Așadar, să zicem că aș putea să trec cu vederea peste faptul că nu avem mufă jack. Și uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Aș vrea să vorbim puțin despre camere, dar nu despre ceea ce am discutat până acum, ci despre prezența lor pe acest telefon mobil, pentru că rețeta e puțin diferită față de ceea ce am observat la competiție. De obicei, pe telefoanele flagship găsim senzorul principal, un ultra-wide, un telefoto, un senzor cu periscop și așa mai departe. Deși decizia de a nu pune o cameră telefoto pare a fi una pripită, în momentul în care vrei să apropii imaginea, o poți face fără absolut nicio problemă datorită senzorului de 108 megapixeli. În loc să aibă o lentilă care să-ți apropie fizic imaginea, el mărește câmpul făcând crop din senzorul principal. Având o rezoluție foarte mare, el reușește să prindă mai multe detalii. Și acum, hai să vedem cum stăm cu recomandatul, pentru că sunt foarte multe persoane care preferă Samsung, Apple sau alți producători, folosindu-mi rațiunea. Dacă aș vrea să cumpăr un telefon high-end și n-aș vrea să dau o căruță de bani, gândul meu mă împinge să aleg Mi 11. De ce? Pentru că avem ultimul model de procesor, mult RAM, mult spațiu de stocare, un ecran superb, calitatea construcției foarte bună, finisaje foarte bune și feeling foarte, foarte bun. Adaugă și calitatea bună a fotografiilor. Da, într-adevăr, nu este comparabilă 1 la 1 cu Samsung sau Apple, dar tinde foarte, foarte, foarte mult către acea zonă. Și atunci pot să folosesc Snapseed, pot să folosesc Lightroom, să dau viață fotografiilor făcute cu acest telefon. Și uite așa, o decizie rațională ar fi mai degrabă să-ți iei un flagship mai ieftin decât un flagship foarte scump. În plus, ai și încărcător în pachet. Pe lângă asta și husa care îți oferă o protecție minimă, 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 pentru că este o husă transparentă slim. Dar nu contează. Există. Și în raport cu competiția, oricum primești mai mult. Plus că am citit niște zvonuri pe internet că în altă parte a lumii, telefonul se livrează și fără încărcător și ai opțiunea ca atunci când îl cumperi să bifezi și să zici vreau sau nu vreau un încărcător și e gratis, nu te costă nimic în plus să ai un încărcător în pachet. A rămas că vă spun despre acel mic truc prin care poți prelungi durata de viață a unui astfel de dongle. Tot ce ai nevoie este de un arc de pix, un arc banal. De preferat să ai un arc mai lung sau ceva de genul acesta. Îl pui pe lângă cablul adaptorului și observi că este mai scurt. N-are absolut nicio problemă. Trage așa puțin de el până îl lungești cât să fie dintr-un capăt în celălalt. Îl pui fix în această poziție și începi să rotești de el până când capătul ajunge în poziția aceasta. Și acum tot ce ai de făcut este să-l rotești în mod normal. Uite așa. Ai grijă aici la capăt. Îl rotești până când ai intrat de tot.
Iar acum dongle-ul tău va avea o viață mult mai lungă pentru că stresul greutății cablului nu se mai rezeamă în totalitate pe una din părțile acestea ale mufei. Aici trebuie să luăm în considerare și preferințele personale ale fiecăruia, pentru că poate mie îmi place Apple, îmi place Samsung, îmi place alt brand și vreau să fac parte din ecosistemul lor, poate am alte produse care se pupă bine cu ceea ce vreau să cumpăr și atunci decizia pare mai grea. Dar din punct de vedere rațional, Mi 11 mi se pare flagship-ul corect. Așadar, voi știți mai bine ce flagship vreți, sunt foarte, foarte curios să știu dacă v-ați dori acest telefon. Eu, da, mi l-aș dori doar datorită ecranului care îmi place foarte mult. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și ne vedem data viitoare cu o mică surpriză.